Frecvența gustului la Europe FM. Bună seara, dragii mei, la o nouă întâlnire pe Frecvența gustului. Este vineri seară și vă propun să vorbim de bine despre mâncare. O am alături de mine pe Claudia Bocean, este fondator Roaliment. Cine este Roaliment? Bună seara, spune-ne tu, Claudia. Bună seara, Mihaela, mulțumesc pentru invitație. Roaliment este o platformă de informare a industriei alimentare și și a suplimentelor alimentare. Stai, 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 că ai zis de informarea industriei, dar eu, după ce v-am descoperit, mă informez foarte des de la voi. Sunteți extrem de uh, puși la punct cu tot ce înseamnă evenimente și industria alimentară. Un, uh, un capitol din viața noastră care ne interesează și trebuie să, să ne luăm informațiile din surse sigure. Da, nu numai a industriei, într-adevăr, consumatorii care sunt uh, interesați de subiect oricând pot găsi uh, informații utile accesând platforma noastră sau participând la evenimentele pe care le organizăm. Și deci nu me. e chiar strict, exclusiv. Aici e, asta este da. important, industria alimentară este așa ca într-un fel de bulă, consumatorii pe de altă parte și nu avem aceste verici care să lege cele două sectoare consumatorii au nevoie de informație uh, adevărată și să spun reală de la industria alimentară. Uh, e nevoie de, iată, de intermediari, de traducători ai mesajelor, tocmai ca să ne recăpătăm încrederea în mâncare. Uh, românii nu nu își pot pierde încrederea în mâncare, este unul din elementele de bază a vieții, existenței și bucuriei noastre uh, și toate aceste informații care circulă, luate din diverse surse sau zvonuri sau mituri, ele, din păcate, în mediul online capătă mult mai multă vizibilitate, iar informația, iată, cea curată și adevărată, nu întotdeauna este la fel de mult promovată. Deci, Roaliment este o platformă unde putem găsi chiar informații, aș spune, științifice, detaliate, pentru că voi și, și sunteți la curent cu tot și mai ales faceți evenimente care să, să ajute la informare, la educare și să aducă împreună industria. Povestește-ne un pic cât de greu e să faceți lucrul ăsta. Da, așa este. Noi, de șapte ani, organizăm evenimente pentru companiile din industria alimentară. În mare parte, dar și pentru consumatori. Um, organizăm anual vreo 5 evenimente. Um, deci, de 7 ani avem peste 35, peste 45 de evenimente, cred, pentru că pe lângă cele de bază mai avem și altele. Uh, și avem platforma, site-ul, unde postăm știri pe care. Le extragem din internațional, care ne vin de la companiile din industria alimentară din România, pe care le preluăm. Deci, orice, orice persoană poate accesa site-ul um, și, la fel de bine, orice persoană poate participa la evenimente. Cât este de greu să le organizăm. Um, sau, mai degrabă, să aduceți împreună uh, la aceeași masă diferiții, eu știu, uh, iată, participanți la această industrie care înseamnă și competiție, înseamnă și concurență, înseamnă și opinii diferite, nu întotdeauna toată lumea este într-un consens și atunci trebuie să mediați astfel de... E astfel E interesant de, da. să fim un liant. Noi așa spunem, cumva, că suntem un liant pentru ei, deoarece um, ca idee, noi organizăm cinci evenimente, cum îți spuneam mai devreme, dintre care... Anuale, dintre care 4 sunt B2B, deci doar în, pentru companii, dar oricând cum spuneam, poate participa și altcineva. Și unul este, se adresează chiar și consumatorul. Vorbim de, dacă o luăm, eu știu, calendaristic vorbind, începem seria de evenimente cu maratonul de nutriție, nutrienți și sănătate. Acolo participanții pot fi medici, nutriționiști, medici, cercetători, industria alimentară, că vorbim de produse noi ce apar pe piață, de tot ce se cercetează, nou, Apoi avem Ro Aliment Show, un eveniment unde punem în același loc furnizorul de ingrediente, servicii, de orice gen cu producătorul și procesatorul. Deci vorbim de noutăți de pe zona asta. Apoi seminarul de etichetare, siguranță și etică ce urmează să fie Iată, în săptămâna două viitoare, da, da, sau, da. da, săptămâna viitoare va fi deja acest seminar și etichetarea în prezent chiar este un subiect fierbinte, da. mai ales că am văzut toată polemica pe care a creat-o Nutriscorul, toate poziționările legate de, iată, prezență de euri și de tot ce înseamnă ingrediente corecte trecute pe o etichetă și este un, un capitol la care mai ales consumatorul trebuie să fie bine informat ca să știe ce anume să caute sau de ce anume trebuie să se ferească la nivel de etichetare. Așa este, e, mai este campania să înțelegem mai bine alimentele, pe care, din păcate, anul trecut nu am putut să o facem. Este evenimentul ce se adresează și consumatorului, împreună cu industria. În 2019, înainte de pandemie, am avut un an excelent, ne -am, am avut mai multe activări uh, cu standuri, uh, industria a participat efectiv la întâlnirile cu consumatorul explicând și demontând miturile Aici, despre care vorbești da, 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 da. uh, deci de asta este... avem nevoie de această transparență pentru că altfel consumatorul are un tip de eu știu, neîncredere și se gândește la cei mai rău, face niște filme fiecare, să... Da, da, efectiv să să, să, să să spui sau să gândești lucruri negative, ca și cum industria alimentară ar avea ca interes păcălirea sau iată îmbolnăvirea noastră, când de fapt ei fără consumatorii nu pot supraviețui, deci e, e o chestiune, trebuie să fie o relație de încredere și să mergem mână în mână, iar acest tip de transparență din partea industriei alimentare este esențial pentru că avem nevoie de explicații, avem nevoie să ni se spună cum se fac lucrurile, care sunt ingredientele, ce anume, iată, găsim pe etichetă cum sunt condițiile și tot procesul tehnologic dintr-o fabrică. Dacă aceste pătrățele nu sunt lămurite, atunci dau posibilitatea, iată, tot unei fantezii neconstructive în domeniul, în domeniul alimentar. Și mai este un eveniment, pentru că eu atunci te-am cunoscut și am fost bucuroasă să știu că se întâmplă asta în, pe piața din România. Anul trecut am fost pentru prima oară jurat, să zic așa, în, la un concurs care se numește Gustul ales și care presupune evaluarea, iată, din punct de vedere organoleptic, cu toate cele cinci simțuri, a unor produse noi apărute pe piață, lucru care este mai greu decât am crede la prima vedere. E așa? Da, categoric. Da, este mai greu, dar în același timp pot spune că industria re a reacționat foarte bine încă de la prima ediție. Ne așteptam poate să ne fie greu să și de la an la sunt tot mai multe produse înscrise în concurs. Această jurizare realizată de specialiști din domeniul tu, de exemplu, eu sunt eu sunt să spun așa cea mai da, cea da, mai atipică nutri nutriționist da, și, uh, și mi am dat seama că nu e ușor în momentul în care uh, în care evaluez un uh, un aliment uh, uh, în primul rând, să-l să percep cu toate simțurile, și apoi să poți face diferența între produse. Că una este când guști ceva, așa să zic de sine stătător, și alta este când vezi că la în același sortiment, în aceeași gamă, ai 5 și 10 produse texturi deja, diferite. Exact, cu exact arome deja diferite, este greu da? să pui o notă. Am fost surprinsă să găsesc că. Uh, Printre jurați persoane care au chiar calificarea iată de degustător. Există o astfel de școală de degustare și poți fi învățat să, să evaluezi alimentele? În urmă cu trei ani cred am legat acest parteneriat cu cei care organizează cursuri pe, pentru degustători și am observat la fel că de la an la an își lărgesc aria de cursuri și de domenii pentru care fac cursurile de degustători. Cred că oricine poate participa. Există o federație a degustătorilor și în juriul pentru gustul ales noi avem două persoane, ba nu, chiar trei persoane care sunt acreditate inițial. Au fost pe vinuri, pe brânzeturi, mai nou am înțeles pe salamuri, cafea și așa mai departe. Deci, deci este și asta o artă și o școală: să învățăm să, să evaluăm mâncarea cu Ceea simțurile. ce nu știu consumatorii este că în fabrici există o zonă de analiză senzorială atunci când se discută despre un produs nou sau urmează a fi pus pe piață și uh, apelând la aceste persoane care sunt acreditate să facă asta, ba mai mult uh, apelând la ei sau apelând la uh, personalul angajat, ei fac aceste teste în prealabil și aici intervine și gustul ales, cum spuneai tu, această bulină pe care o alimentă, o oferă, urmarea jurizării voastre. Um, oferind bulina celor mai gustoase produse, celor care întocmesc punctajul uh, cel mai mare și oferindu-le posibilitatea ca uh, în fața consumatorului să iasă cumva în evidență. Da, da, da. Consumatorul poate urmări o apreciere produsele. suplimentară, exact, da, exact. iată conferită de niște da, oameni da. care sunt profesioniști de, la acest capitol. Da, adică interesul industriei este întărit și nu suntem aici doar să i ridicăm pe ei, dar noi putem vorbi despre lucruri și despre lucruri pe care consumatorii nu le știu despre cei din industrie. Deci nu doar există foarte multe lucruri de bine. Au categoric și asta putem vedea și la capitolul ingrediente. De multe ori, voi aduceți în, în atenție, iată, lucruri noi apărute în, în peisajul și în lumea aceasta a, a ingredientelor din industria alimentară. Comparativ cu ce se întâmplă în alte țări, există și la noi eu știu, congrese, manifestări, tot felul de saloane din aceasta unde, unde oamenii din industrie pot, se pot cunoaște și pot schimba informații? Da, există. Există. Sunt nu neapărat cu circuit închis, dar un consumator care nu se duce mai departe de, să zicem, o știre negativă sau poate chiar o știre pozitivă, nu a aflat despre asta. Dar există industria românească, Roaliment organizează special pentru ei aceste evenimente, probabil cu siguranță mai sunt și altele și eu pot spune clar că ei participă și de la an la an mai mulți. Și vorbim aici de specialiștii din industrie, vorbim de manageri, de ingineri, tehnologi, directori. De producție, directori de calitate, cercetare, universitățile participă. Întâlnirile noastre facilitează aceste. Evenimentele noastre facilitează aceste întâlniri între ei și o să. Și tu, chiar anul ăsta o să fii chiar la evenimentul pe care îl organizăm peste două săptămâni la ESE. Un eveniment de, de unde vom vorbi doar despre noutăți legislative în etichetare, uh, care se um, continuă cu un curs unde avem deja înscrise peste 100 de companii de producție din industria alimentară pentru o dată la un seminar și apoi la un curs susținut de un avocat internațional, Cezare Paralo, se numește, unde ei va, iau contact cu tot ce este nou legat de etichetare. Deci Aici sunt lucruri în care exact avem nevoie de avocații. Nu poți, nu poți trece pe ambalajul unui aliment sau ești obligat să treci anumite lucruri sau, pe de altă parte, nu poți trece tot felul de, eu știu, cuvinte care să ajute la marketing, Finciune dar care exact să nu fie acoperite din punct de vedere științific și atunci, la capitolul etichetare, lucrurile sunt mai complicate de decât par la prima vedere, cuvântul, eu știu, produs tradițional, produs românesc pe care noi îl considerăm ca un fel de laudă sau ca o garanție a calității, nu întotdeauna își găsește, să spunem, susținerea și în, și în calitate. De multe ori, marketingul poate să, să pună în față produse care nu, nu au neapărat și argumente nutritive. Și atunci. Astfel de, astfel de întâlniri și astfel de, să zic, informări sunt necesare și pentru consumatori, dar și pentru cei și din există. industrie, da? Industrial și categoric... este interesată, există noi, suntem de șapte ani pe piață în formula uh, Apropo asta, de așa. apropo de industrie din punct de vedere autorități care sunt în România, uh, eu știu organele abilitate să protejeze real consumatorul și cum anume cât de prezente sau cum reușesc, cât de bine reușesc ei să ne, să, ne, să ne țină așa la, la adăpost. Există o colaborare, există mai multe, mai multe organe abilitate? Sunt mai multe autorități care și participă, nu neapărat la toate evenimentele noastre, dar în general avem o foarte bună colaborare cu ANSVSAU, Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentului. Aș spune că sunt prezenți la fiecare eveniment, cu cel puțin două prezentări, cu cel puțin doi, trei reprezentanți, deci vorbim de siguranța alimentului, venind cu prezentări, dar fiind prezenți și în sală și informându-se de la despre ceea ce se întâmplă nou în piață, deci din punctul ăsta de vedere pot să spun că de fiecare dată au spus da. ok Și Mai... și, și să înțeleg că lucrurile sunt reglementate și în control da, deci, pe, în, apropo de industrie. Ce am învățat de la ei ca și consumatori, sunt o persoană Gurmandă, să zicem, care și gătește, și din, dacă aș putea, dacă aș vorbi din punct de vedere al consumatorului, aș putea să spun că am învățat de la ei faptul că nu există produs la raft care să nu fie sigur. Ok. Asta, Mim... e, asta e bine de știut, <hânt> da. apropo de încredere și de, și de liniștea noastră. Da, că se întâmplă, să zicem, că apar, eu știu um, probleme cu un produs. În, pe sistemul rapid de alertă, uh, într-un timp foarte scurt, se ele se retrag, se emite, toată lumea, toate supermarketurile știu și uh, nu există pericol, din ce am aflat și din punct de vedere legislativ. Deci, mai degrabă, uh, lucrurile care sunt controlate și iată produse uh, într-o într formulă din aceasta, să zicem, uh, extrem de. Extrem de profesionistă uh, sunt de încredere decât poate lucrurile care sunt uh, făcute artizanal și pe care le găsim neambalate, neetichetate și până la urmă necontrolate. Tu ca și consumator între un uh, produs uh, eu știu, luat din piață uh, și unul care este la raftul supermarketului, cum anume, cum anume optezi? Uh cu siguranță către cel luat de la raft. Suntem Noi, tentați da, suntem să Suntem tentați să credem în... că tradițional da, înseamnă da, da. și sigur, nu întotdeauna acolo, însă lucrurile sunt ținute și bine nu... în control. Exact, dacă te duci, e posibil, poate că da, sunt da, da. și târguri foarte, unde participă uh, companii ce prezintă și eticheta, producători mă refer, dar pot fi și uh, târguri în care nu sunt acreditate și unde participă uh, producători, ce nu arată eticheta. Da. Țin foarte mult, să și tu știi foarte bine treaba asta, trebuie să avem, să ne uităm pe etichetă, să citim eticheta și să învățăm cât mai mult despre asta, despre ce trebuie să vedem acolo, dar în primul rând ea trebuie să existe. Uh, vreau să, să, să te întreb, pentru că și mie mi-a fost greu, apropo de protecția consumatorului, să fac diferența între, uh, între diferitele autorități, știu doar atât uh, că adevărata protecția consumatorului, uh, autoritatea supremă uh, este. Uh, corectează mai că greșesc asociația națională pentru protecția consumului. care sunt care este sigla Da, păi spusese Că sunt... mai începuse mai devreme da, da, cu da, da. ANESVSA și uh, următoarea autoritate, autoritate care, a, da. care vine la evenimentele noastre și um, nu întotdeauna acolo, în funcție de cum se schimbă lucrurile, sunt momente în care nu pot participa cu siguranță motivele lor, cum a fost anul trecut când au intrat, au avut niște controle foarte ample la nivel de retaileri. Dar ANPC-ul, Autoritatea Națională de pentru, pentru Protecția, protecția Consumatorilor. consumatorilor. Deci, Atenție, mai aici, sunt. Aici, aici vroiam uh, da, să atrag un semnal da, de. Da. de... Alarmă de atenție, un semn da. de, uh, de exclamare da, da, da. Deci este singura autoritate da. uh, cum ar veni? Autoritate, deci autoritate sunt asociații Sunt sau asociații, sau sunt orice orice asociații, forme, da, da, sunt asociații. Făcute de, eu știu, persoane știu. private, da. da, și care, cu o titulatură, să spun, pompoasă, da, pot, și pot, pot. pot induce în eroare, da? Deci, singura autoritate pentru protecția consumatorului este ANPC, e. da? Autoritatea Ca Națională nu, pentru Protecția, protecția Consumatorului. consumatorului. Da. Eu am fost odată în vizită la ei și am fost, nu știu să spun, surprinsă și, în același timp, copleșită de volumul mare de muncă pe care l-au pentru că este um, autoritatea la care te gândești Imediat când ești consumator, în toate domeniile, nu numai în cel alimentar, și aici trebuie să spunem că ei își doresc să ne protejeze pe toți, nu întotdeauna și reușesc, însă e o mare responsabilitate acolo și uh, inspectorii respectivi au multă treabă, tocmai pentru că știm bine, în România, uh, avem această tentație, noi, românii, să facem lucrurile un pic, uh, un pic evitând uh, uh, regulile și atunci. Și în orice domeniu, bineînțeles, pot exista și astfel de, și astfel de situații, însă există protectori ai noștri și trebuie să avem încredere că lucrurile sunt făcute în beneficiul nostru și pentru siguranța noastră, dar fără să fim cârcotași și fără să căutăm excepțiile de la regulă, pentru că până la urmă și într-un supermarket, iată, vorbim despre etichetare și siguranță. Eu, de exemplu, caut produse care sunt la limita termenului de expirare fără să am o frică de, eu știu, un iaurt expirat sau vreun produs care, iată, a depășit cu o zi termenul de garanție, tocmai pentru că și aceste termene de garanție, apropo de etichetare, sunt puse acolo pentru siguranța noastră, dar nu înseamnă că mâncarea se transformă în o travă de la o zi la alta. Nu deci, sunt nu, da, da, nu, da, 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 da. exact, de evenimente. Spune da, că Așa este chiar de la domnul Dorin Coșocaru, care știu că ți-a fost invitat. Am învățat faptul că iaurtul, da, nu, mai ales produsele e, lactate, ales da, produs, nu uh, au o problemă. Nu, din... nu au o problemă dacă uh, depășesc termenul de valabilitate, da. dar este normal legal să existe acel termen și eu fac la fel ca și tine. Da. Mă uit pentru că oricum cu siguranță dacă ele sunt la raft, înseamnă că în continuare sunt bune de, de consum, consum da. Da. Și aici la capitolul etichetare trebuie să facem diferența clară între uh, bun de consum înainte de, da, deci acolo ne referim la niște proprietăți care sunt la cote maxime uh, și uh, ceea ce se numește efectiv termen de expirare, da? adică expiră la data de. Deci sunt două, sunt două exprimări diferite care se referă la două, la două să spun, aspecte diferite ale respectivului aliment. Bineînțeles, acum avem termen de expirare într-un fel, să zic, nefiresc, inclusiv pe zahăr, inclusiv pe orez, adică produse care Știam că pot, pot, pot fi ținute, raft, da, 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 sau da. în mare timp îndelungat. Avem termen de expirare și la miere și la multe lucruri care care le consideram așa a fi, a fi sigure pentru consum, însă este tot o presiune până la urmă de consum, pentru că dacă un aliment nu expiră, înseamnă că nu-l putem arunca și atunci nu avem nevoia să cumpărăm din nou. Până la urmă, industria alimentară are nevoie. Voi de consumator și, iată, mie mi se pare că termenele acestea, din ce în ce mai scurte, sunt, de fapt, o presiune pusă pe noi pentru a consuma mai mult. Iar risipa alimentară este și ea un aspect care trebuie luat în calcul. Din punctul de vedere al evenimentelor, iată, în care aduce industria la oaltă, spune-ne un pic din culise. Există ce înseamnă competiția între ei, cum anume, ce anume aduc ca și, ca și elemente noi ca să fie, să spunem, să fie preferați în opțiunile consumatorilor, cum, se creează atmosfera acolo între, participanții la, la acest joc. Să știi că am observat că în perma, Există deschidere în a se întâlni, chiar și competitori fiind. Direcții, nu? Da, 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 da. Este chiar uh, savuros să-i vezi pe fiecare, și de multe ori, chiar uh, competitori fiind, uh, schimb, fac schimb de idei. Cu siguranță nu merg mai departe, înspre rețete sau eu știu altceva. În schimb, la evenimentele noastre vin pentru că. Uh, după cum spuneam la început, suntem un lian și venim cu informații speakerii pe care îi invităm să zicem, dacă vorbim de un cel mai amplu eveniment care este Roaliment Show Acolo unde furnizorii, de, vorbim de ingrediente noi, de uh, servicii, de uh, tehnologii noi. Furnizorii vin și își prezintă noutățile, iar în sală auditorul este format din reprezentanța ai producătorilor. Furnizorii e clar că sunt competitori, pentru că vorbim pe, pe, toate, pe tot lanțul tehnologic, uh, nu există doar un singur furnizor de ingrediente. Și atunci, în sală, producătorul uh, participă și își selectează în funcție de zona de interes, uh, eu știu, uh, pro, uh, furnizorul de ingrediente cu care dorește să colaboreze. Deci, um, ei sunt evenimentele noastre fiind, poate zic eu, unice, nu zic că, nu știu dacă e mult spus, dar eu așa cred. <coughs> um, ei, um, sunt deschiși să participe și sunt deschiși să se întâlnească Până la urmă, obiectivul este, este consumatorul. Dar exact, nu, nu, consumatorul, poți, da, nu poți exclude pe ceilalți, ci mai degrabă trebuie să vii tu cu un element. să Știi că ei colaborează da, între ei, da, dacă, da, da. nu știu, poate că își furnizează contacte noi. Sunt deschiși. Asta să, am văzut-o cel mai bine și a fost pentru mine un o experiență interesantă. Noi avem în România, sau aveam cel puțin acum 2 ani când am făcut eu proiectul produse cu indicație geografică protejată, mm -hmm. da, produse alimentare și nu foarte multe, e adevărat. Voiam să spun, din păcate, da, Dar... pentru că și acolo e nevoie de multă uh, birocratie, multă muncă din această administrativă până când aduci toate A dovezile. Se, se și, și e și, da, Exact. Da. Și am constatat cu surprindere că pentru, iată, produsul Salam de Sibiu, care are indicație geografică protejată. Avem șapte sau chiar nouă producători. Ce este, ce este frumos este că toți. Au acest produs numit salam de sibiu, însă, e clar, fiecare are micul lui secret, mica lui rețetă, eu știu, adaptată, ajustată, personalizată, astfel încât, apropo de degustare, când pui pe un platou sortimentele diferite, deși se numește salam de sibiu, nu este unul la fel ca celălalt. Ori lucrul acesta face frumusețea și, până la urmă, bucuria noastră a consumatorilor. Trebuie să ne alegem în funcție de, prese, de preferințele personale efectiv produsul care ne place sau de ce nu din timp din când în când să, să încercăm și, și un altul similar pentru că mâncarea este un element viu Niciodată nu reușim să fie identică ca și gust, chiar dacă e făcută de același bucătar, și atunci această bucurie a degustării și a descoperirii unui gust care să fie pe placul tău este, este până la urmă esențială. Noi mâncăm din pentru că avem nevoie de nutrienți, dar mâncăm mai ales pentru că ne place. Gustului, da. Și atunci Și atunci, dacă pierdem acest element din vedere și nu ne întrebăm, ok, nu mâncăm mâncarea evaluând-o cu simțurile și nu ne întrebăm mi-a plăcut sau nu, atunci tot, tot demersul acesta este inutil pentru că pe lângă nutrienți avem nevoie de această satisfacție și de această, și de această bucurie pe care, pe, pe care trebuie să ne aducă mâncarea. Deci nu putem spune că este un singur producător de salam de Sibiu în România și nici nu trebuie să fie așa pentru că și salamul de Sibiu iată, are gusturi și gusturi. Da, da, da deși mâncat, trebuie mâncat echilibrat, știu, o, da. foarte bine. La capitolul echilibru place din da. nou da. și îmi pare rău că apropo de această etichetă Nutri-score nutri s-au făcut atât de multe, nici nu știu să spun, comentarii, și uh, multe dintre opinii au fost unele, uh, sau, mă rog, elementul nutri -scor a fost uh, înțeles greșit, uh, nu numai la noi uh, în România, dar și în alte țări din Uniunea Europeană. Sistemul nu a fost adoptat. De ce? De teamă ca nu cumva să împărțim, fără să vrem, alimentele sănătoase și nesănătoase. Uh, apariția unui semafor pe o etichetă categoric te avertizează când, o ve când îl vezi pe roșu că ceva acolo nu e bine, când de fapt Nutriscorul a fost gândit ca un fel de, eu știu, avertizare apropo de echilibru. Adică, lucrurile care sunt pe culoarea verde se consumă în cantitate mai mare, da? Sunt mai uh, puțin, uh, eu știu, bogate în calorii, în zahăr sau în grăsime, deci le mâncăm mai relaxați. Pe când lucrurile care sunt uh, pe culoare portocalie și roșie acolo este vorba de alimente concentrate și din punct de vedere nutritiv, da? Și din punct de vedere uh, aport de calorii. Și atunci porția este mai mică sau le mâncăm mai rar. Pentru că altfel ajungem la acest paradox și uh, industria alimentară din România a, a tras a avertizat, da, uh, vom avea foarte multe produse tradiționale uh, sănătoase, hrănitoare, dar care vor ar fi pe, pe culoare portocalie-roșie, pentru că avem untul, da, avem ah, chiar slăninuța, chiar și salamul de Sibiu, și este, salamul de sau roșu, este dar... exact, este pe litera da, dar... DE, de ce pentru că acolo uh, lucrurile sunt concentrate și trebuie mâncate porția corectă este undeva la 30 de grame tu spre de... dar spre deosebire de carne pe care o avem la porție corectă 150 de grame. însă dacă acest lucru nu este explicat și dacă nu avem, repet, o educație alimentară în care să știm noțiunea de porție corectă, atunci prin simplificare nutriscorul poate deveni mai degrabă un, un inamic pentru mâncare decât un prieten ce probabil puțin se, puțin știu este că Nutriscore a fost inventat în Franța de către un politician, iată da. apropo de eu știu lucruri care să, să te scoată în evidență întotdeauna mâncarea va fi un instrument foarte bun de, de făcut campanie și de făcut marketing însă din păcate, dacă lucrurile nu sunt făcute, iată cu profesioniști și dacă nu e în calcul și nu ești de specialitate să vezi ce aspecte negative pot apărea dintr-o astfel de etichetare, atunci toată poți face mai mult rău decât Așa bine. Este. Eu pot spune că acest subiect a fost discutat la mai toate conferințele noastre de anul trecut, de acum 2 ani de când s-a tot discutat. Da, da. Și industria, dacă s-ar fi adoptat. Dacă s-ar fi impus, ar ar fi, ar fi făcut da? pași în așa fel, în încât, așa fel, fel se... încât, da, iar noi în campania să înțelegem mai bine alimentele care urmează să fie transformate în să înțelegem mai bine eticheta alimentelor, asta vrem să facem împreună cu industria, să ieșim și în fața consumatorului, să explicăm ce, cum trebuie și citită și ce înseamnă. Și până la și urmă, asta, cum să ușurăm, cu... pentru da. că, de da, fapt, da, da. fiecare dintre noi știm când suntem la RAF, nu atât de multă răbdare da. de a să descifrezi o etichetă și atunci, da, avem nevoie de lucruri care să fie făcute mai simplu și să le, poți, le poți înțelege dintr-o privire, însă, nici la nivel european și, categoric, nici la nivelul țării noastre, nu a fost găsit un astfel de sistem care să te ajute dintr-o, dintr privire să, să faci alegerea corectă. Iar la capitolul euri, eu știu, ingrediente ultraprocesate, se discută, aș spune eu, insuficient. De ce? Pentru că industria alimentară a înțeles, eurile, culmea, eu de la Europa, da? Deci era vorba de niște substanțe care erau admise și reglementate și cu toate astea le-au fost transformate într-un fel de bau, da? Toată lumea s-a ferit de euri, industria alimentară a înțeles și acum pe etichete apar din ce în ce mai puține euri scrise ca atare, apar însă niște cuvinte care nu mai țin de natură și de alimentație, ci țin mai degrabă de chimie. Așa că, dragii mei, mai nou acum nu trebuie să ne ferim de euri, ci trebuie să ne ferim de cuvinte care, pe care noi știm că Natura nu le-a produs. Adică, uitați-vă de curiozitate pe etichete, veți vedea că zahărul, ca și cuvânt, nu apare atât de des, sau nu mai apare atât de des, însă a început să apară o chestiune care pe mine mă sperie, și anume siropul de glucoză fructoză. Da? un element care vine din, până la urmă din industrie, dar care este și mai ieftin decât zahărul și care se obține în laborator, dar aceste subproduse, subingrediente sunt sunt ușor de folosit și sunt ieftine și atunci calitatea mâncării scade. Deci aș spune mai degrabă, haideți să luăm produse pe care atunci când citim etichetele le recunoaștem ca fiind mâncare și dacă se poate, bineînțeles, eu aș face o pledoarie Industria alimentară este de partea noastră și ne ajută să avem mâncare, mâncare ușor de, de folosit și de consumat, însă nu vreau să înlocuiască niciodată gătitul în casă și până la urmă această, acest rudimentar pe care noi, ca români l-am avut întotdeauna, tradiția pentru mine ar trebui să însemne mâncare cât mai puțin transformată, cât mai simplu gătită și nu, nu în ultimul rând consumată cu moderație. Pentru că indiferent că este vorba de unt, slănină, lapte sau, sau varză murată, indiferent ce am mâncat în cantitate mare nu ne face bine. Corect. iar iar discuțiile despre etichetare, discuțiile despre iată preparate noi, produse noi de pe piață care care să primească o steluță și o bulină ca au un gust ales, sau toate aceste întâlniri care să aducă la aceeași masă oamenii din industria alimentară, de ce nu autoritățile și consumatorii, consider că uh, transparența și munca în echipă uh, este, este singura soluție ca să fie totul clar și să fim cu toții liniștiți și constructivi. Pentru că obiectivul este uh, să avem mâncare sănătoasă și să ne. Și să consumăm, să consumăm cu încredere. Da, doar alimentele ne dau starea de bine. Nu? Da, ne... da. Și nu putem să fim în această, în această preocupare și în acest obiectiv fără să avem încredere și informații corecte, iar Roaliment contribuie din plin la lucrul ăsta. <laughs> da așa este. Îți mulțumesc și te felicit pentru toată activitatea ta, pentru că nu este ușor, cum spuneam la în începutul emisiunii, să-i aduci la aceeași masă și până la urmă să fim veriga care unește consumatorul cu, cu producătorul. Asta, asta este și rolul meu ca medic nutriționist, să-i ajute oameni să înțeleagă iar industria alimentară este transparentă și ne dă informația dacă noi cu adevărat o cerem. Da? Și este interesată de tot ce este nou, este Absolut. interesată să evolueze, să inoveze nu degeaba încheiem anul cu concursul ales. Da. Acolo vin exact da. cum spuneai Hai produse să vedem ce produse, ce produse noi delicioase apar pe vedem. piață. Așa este. Îți mulțumesc din mulțumesc suflet. și eu pentru invitație. Și vă dragii mei Vă doresc un weekend cu gust. La revedere! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.